Tehnici de lucru combinată în realizarea colajului Rățușca în ou, clasa a treia. Scopul acestei activități este acela de a realiza o decorațiune pascală prin tehnici de lucru combinate, folosind hârtii gumate de diverse culori și accesorii simple. Această activitate vizează competența specifică 2-3 din programa școlară. Confecționăm rățușca din două hârtii gumate colorate, una galbenă și alta roșie. Apoi avem nevoie de 3 bucățele de hârtie gumată de culoare albă, neagră și portocalie, o pamplică colorată, un șnur și ștrasuri de diverse forme. Avem nevoie și de 2 colcuri cartonate albe pentru a printa piesele și a confecționa șabloanele. Vom folosi creionul, foarfeca, perforatorul și pistolul de lipit cu rezervă de silicon. Iată care sunt etapele de lucru pe care le vom parcurge în realizarea acestei rățuști. Mai întâi confecționăm șabloanele, apoi le transcriem pe hârtie gumată cu ajutorul creionului. Le decupăm cu ajutorul foarfecii după contur, cu ajutorul pistolului le lipim și le asamblăm, iar la final expunem produsul realizat. Pentru confecționarea șabloanelor, trebuie să printăm la imprimantă piesele componente, forma rățuștii și forma oului. Decupează după contur cu ajutorul foarfecii forma rățuștii. Ai obținut astfel șablonul de rățușcă. Apoi, suprapune șablonul de rățușcă pe hârtia gumată galbenă și conturează-l cu atenție cu ajutorul creionului. Decupează cu foarfeca conturul desenat și vei obține forma rățuștii. Confecționăm apoi șablonul oului prin decuparea lui după contur cu ajutorul foarfecii. Suprapunem șablonul oului pe hârtia gumată roșie și îl conturăm cu ajutorul creionului. Decupează după contur forma oului cu ajutorul foarfecii. Apoi decupează șablonul oului după linia mediană frântă. Suprapune partea superioară a șablonului de ou peste oul roșu și conturează linia frântă cu ajutorul creionului. Decupează apoi cu foarfeca după linia frântă și vei obține astfel 2 jumătăți de ou. Confecționăm ochișorii din hârtie gumată albă și neagră. Pe fiecare bucățică de hârtie desenăm cu mâna liberă 2 forme ovale identice. Ai grijă ca formele ovale de pe hârtia neagră să fie un pic mai mici decât formele ovale desenate pe hârtia albă. Perforează o bucată de hârtie gumată albă cu ajutorul perforatorului și vei obține astfel 2 mici bulinuțe albe. Începem asamblarea ochișorilor prin lipire. Ochișorii negri îi lipim peste ochișorii albi cu ajutorul pistolului de lipit. Apoi lipește cu atenție cele 2 mici bulinuțe albe pentru a oferi expresivitate ochilor. Confecționăm ciocul dintr-o hârtie gumată portocalie. Desenăm cu mâna liberă o formă ovală ca în imaginea înlăturată. Apoi decupăm conturul cu ajutorul foarfecii și vom obține astfel forma ciocului. În etapa de asamblare, lipim pe rând toate elementele componente pe care le-am confecționat până acum. Mai întâi lipim partea inferioară a oului peste partea inferioară a rățuștii. Apoi întoarcem decorațiunea pe verso și lipim partea superioară a oului. Lipește ciocul în centrul feței printr-un cordon de lipitură.
Prinde partea superioară și cea inferioară a ciocului în puncte de lipitură, pentru a-i oferi astfel ciocului o formă tridimensională și cât mai reală. Apoi lipește ochișorii deasupra ciocului, ușor înclinați spre exterior. Decorează oul cu ștrasuri prin lipire. Pentru a realiza fundița, îndoim panglica la mijloc, astfel încât să creăm două bucle egale, pe care le prindem între ele în puncte de lipire. Repetăm procedeul cu restul panglicii până obținem o fundiță bogată și elegantă. Iar apoi adăugăm un ștras decorativ. Și lipim fundița la gâtul rățuștii. Confecționăm o agățătoare dintr-un șnur pentru ca decorațiunea să poată fi suspendată. Îndoim șnurul la mijloc, îl înodăm la capătul deschis și apoi îl lipim pe verso. Expune decorațiunea într-un loc preferat. Îți mulțumesc pentru atenție!